Pașaportul meu nu este în regulă. De aceea nici nu știu câți ani am. Și mereu mi se pare că sunt tânără. Când eram mică, mama și tata călătoreau dintr-un bâlci într-altul și făceau reprezentații foarte frumoase. Eu făceam saltul mortal și diverse alte figuri. Când au murit mama și tata, m-a luat o doamnă, o nemțoaică, și mi-a făcut educație, așa.